Numărul cazurilor de rabie înregistrate pe teritoriul Republicii Moldova în primul semestru al anului curent este de trei ori mai mare în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Sănătate Publică, a crescut atât numărul animalelor diagnosticate cu rabie, cât și numărul de teritorii administrative afectate. În cele mai dese cazuri, rabia s-a depistat la câini, dar și la bovine. De asemenea, aceasta a fost constatată la pisici și la vulpi. S-a înregistrat un caz și la o caprine. Cazurile au avut loc în raionele Căușeni, Orhei, Florești, Lova, Soroca, Telenești și Slobozia. Specialiștii agenției menționează că boala este semnalată tot mai frecvent în rândul animalelor de casă și că aceasta prezintă un pericol real pentru sănătatea stăpânilor, îndeosebi a copiilor. Rabia sau turbarea, cum îi se mai spune în popor, este o boală produsă de un virus care afectează sistemul nervos central, creierul și măduva spinării atât la animale cât și la oameni. Virusul se poate transmite prin salivă, oamenii pot dobândi boala în urma mușcăturilor atât de la animalele sălbatice cât și domestice infectate. Persoana care a intrat în contact cu un animal bolnav de rabie, a fost rănit sau mușcat trebuie să se adreseze la medic pentru a fi vaccinat.